Această emisiune vă este oferită de Cristin. Bună seara, prieteni! Bine ați venit și în această seară în fața micilor ecrane pentru a vedea emisiunea Mid Milco, coproducție agenției Infogroup și a postului de televiziune AgroTV. Sunt Ilie Soian, directorul editorial al agenției. Vă promit încă din start o ediție cu totul și cu totul specială cu un invitat, la fel ca a trecută, de forță. Până atunci însă, dați-mi voie să-i dau legătura colegei mele, Veronica Ursachi, în studio numărul 7, pentru a vă prezenta și le Mid Milk. Seara, prieteni! Sunt Veronica Ursache și iată care sunt știrile acestei ediții ale emisiunii Meet Milk. Cea de-a 8-a ediție a Expo Conferinței Internaționale Meet Milk va avea loc în acest an în zilele de 30 și 31 mai la Hotel Alpin din Poiana Brașov. Subtitlul Protejarea interesului național în condițiile globalizării sectoarelor de carne și lapte vor fi aduse în fața participanților cele mai noi informații de interes pentru domeniile vizate. Ca în fiecare an, zilele de dezbateri vor debuta cu câte o ședință generală. În după amiaza primei zile vor fi organizate workshop-urile Carne și Lapte. Ulterior, cei interesați de discuții bilaterale vor fi invitați în Business Corner, locul special amenajat de organizatori. Ținând cont că România deține președinția Consiliului Europei, ședința generală din ziua a doua, va fi dedicată acestei misiuni, aducând în fața participanților speaker de talie internațională de la Comisia pentru Agricultură a Parlamentului European și reprezentanți ai MEADR. Aceștia vor prezenta noile linii de dezvoltare, precum și strategia României privind exercițiul bugetar al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2025. Secțiunea va fi urmată de turul oficial al standurilor din zona Expo. Ca noutate absolută, în acest an, Expo Conferința Internațională Meet Milk va avea un program Forum Retail, în cadrul căruia reprezentanții ai marilor lanțuri de hipermarketuri vor intra în dialog cu fermierii și procesatorii, analizând starea de moment a piețelor de carne și de lapte din România, încercând să identifice noi modalități de colaborare în beneficiul comun. Detalii puteți afla accesând meet-milk.ro, la telefon 021-223-2521, accesând ediția online a revistei Meet Milk sau intrând pe pagina de Facebook a aceleiași publicații. Zelis Monitor și Facebook Monitor, platformele de monitorizare și analiză ale companiei Triors, au dat publicității topul vizibilității în online a mărcilor de lactate și carne pentru luna aprilie 2019. Potrivit datelor analizate din piața de lactate, pentru categoria expresii, clasamentul primelor 5 locuri este următorul: Danonino, Hochland, Olympus, Actimel și Activia. În categoria top players, primele locuri sunt ocupate de Activia, Müller România, Iaurtul Danone, Olympus România și Lactate Sim. În privința mărcilor de carne și mezeluri, topul categoriei expresii plasează pe primele 5 locuri: Cocorico, Cristim, Scandia Sibiu, Cosarom și Agricola Bacău, pentru ca primele locuri din categoria top players să fie ocupate de Scandia Sibiu, Ana și Cornel, Cosarom, Cristim și Pate Bucegi. Clasamentele integrale le puteți afla de pe pagina online a revistei Meet Milk. MEADR informează că beneficiarii PNDR care au încheiat contracte de finanțare cu AFIR și care au depus cereri de plată în luna aprilie 2019 vor primi sume aferente cheltuielilor eligibile în valoare totală de peste 23 de milioane de euro. La această tranșă de plată, AFIR decontează cheltuielile realizate pentru investiții în exploatațiile agricole, în unități de procesare a produselor agricole, pentru instalarea tinerilor fermieri, pentru dezvoltarea fermelor mici, dar și pentru diverse investiții în mediul rural care nu au specific agricol. De asemenea, vor fi decontate cheltuieli aferente lucrărilor pentru infrastructura agricolă și pentru infrastructura rutieră din mediul rural, pentru protejarea patrimoniului cultural, pentru axa LIDER, pentru înființarea grupurilor de producători, precum și pentru cooperarea fermierilor pentru realizarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale.
În ultimul raport dat publicității, FAO avertizează că prețurile la produsele alimentare la nivel mondial au crescut în aprilie la cel mai înalt nivel din ultimul an, creșterea fiind determinată de prețurile la carne și produsele lactate. Indicele FAO pentru prețurile de alimente, care urmărește modificările lunare ale prețurilor internaționale la produsele alimentare de bază, a înregistrat în medie 170 de puncte, în creștere cu 1,5% față de luna martie, dar cu 2,3% mai puțin decât în anul precedent. Indicele FAO pentru prețurile la produsele lactate a crescut cu 5,2% față de luna martie, cea de-a patra creștere lunară consecutivă, pe fondul unei cereri globale robuste de import, combinată cu preocupările privind aprovizionarea legată de vremea secetoasă din Oceania. La rândul său, indicele FAO pentru prețurile la carne a crescut cu 3%, determinat de un salt accentuat al prețurilor internaționale la carne de porc, ca urmare a creșterii cererii de import în Asia, în special în China, unde răspândirea rapidă a febrei porcine africane a declanșat o scădere puternică în producția domestică. De asemenea, s-au consolidat și prețurile la carnea de bovine, ovine și păsări de curte. Acestea au fost știrile Meat Milk. Vă las în compania colegului meu, Ilie Stoian, pentru o nouă ediție a emisiunii noastre. O seară frumoasă vă doresc! Îți mulțumim, Veronica, știrile au fost foarte interesante. Încă un pas, momentul comercial al ediției. Baroncini, o firmă cu o experiență de peste 60 de ani în proiectarea și construirea de linii de abatorizare și prelucrare a cărnii. Pe lângă liniile industriale, datorită colaborării cu firma Sim Technology, Baroncini a dezvoltat printre primii din Europa abatoare modulare pe container. Baroncini vă ajută la realizarea proiectului, dar și pentru a proteja investiția dumneavoastră, fiind prima firmă din România care a propus clientului și sisteme pentru a rezolva problemele cauzate de protecțiile de slabă calitate. Baroncini propune de 15 ani soluții tehnice de protecții din tehnopolimer care dau o siguranță durabilă în timp. Ușor de montat de către tehnicienii Baroncini, fixarea se face direct pe pardoseală cu sisteme brevetate. Flexibilitatea barierelor de protecție din tehnopolimer protejează panourile și în condiții de lovituri extreme. Sistemul amortizat de fixare garantează integritatea pardoselei și în cazul unor solicitări puternice. De asemenea, Baroncini oferă sisteme brevetate pentru magazine cu rafturi, sisteme care protejează rafturile fără a solicita pardoseala. Experiența Baroncini este o garanție pentru investiția dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, accesați www.baroncini.ro. Mulțumim, Baroncini, rețineți informațiile din clipul publicitar, sunt cât se poate de utile pentru cei care activează în domeniu. Așadar, a venit momentul ca să vă prezint invitatul, cum spuneam, de forță al acestei ediții, domnul Dorin Cojocaru, președinte April. Bine ați revenit în emisiunea noastră, domnule Cojocaru. Fiind la începutul ediției, merită și aproape de jumătatea anului, merită să facem o recapitulare a afacerilor din zona laptelui și lactatelor din România în prima aproape jumătate a anului. Cum au evoluat ele? Depinde unde, la care capăt al fluxului ne referim. Să o luăm de la colectare, că tot INSE-ul ne vorbește mereu despre colectare. Deci în primele trei luni 2019 s-a colectat mult mai mult lapte decât în 2018, iar în 2018 mai mult decât în 2017. Deci tendința este de creștere a colectării laptelui din România. Și aici aș face o paranteză: a colectării laptelui din ferme autorizate sanitar veterinar cu cantități semnificative care să respecte planul de livrări. Deci trebuie să vorbim despre parteneriate între procesatori și fermier. Eficiente. Nu doar despre e marfa ta și banul meu, iarna marfa ta e scumpă, banul meu puțin, iar vara invers. Adică lucrurile încep să se așeze. Păcat că după 20 de ani abia acum încep să se așeze relațiile astea parteneriale între fermier și procesator. Sper să se așeze și între procesator și comerciant. Doamne ajută! Deci ne întoarcem la 2019. A crescut undeva cu 8,1% colectarea laptelui din România, și aici vorbesc de lapte crud, iar comerțul intracomunitar pe lapte materie primă a scăzut cu aproape 9%.
Și anul trecut a scăzut, ceea ce înseamnă că România ușor, ușor începe să asigure suficiența de materie primă pentru procesare, mai ales că a crescut și consumul cu peste 6% în 2018 față de 2017. Ce pot eu să spun? Că am depășit 1.200.000 de tone de procesat, lapte procesat în România, comparativ cu, de exemplu, spun în 2013, unde erau 800.000 de tone. Da, păi mi-aduc aminte. Și acum am ajuns la 1.200.000 de tone, tendințele sunt de creștere, chiar putem spune că începem să, unii o să, să înceapă să colecteze și să facă comerț intracomunitar cu lapte materie primă, dar într-o formă organizată, planificată, contract semnat, plăți la timp și așa mai departe. Se așteaptă noi investitorii pe piață să pornească noi mijloace de producție, dar totuși sunt reticienți. Eu simt această reticență că riscurile sunt foarte mari încă ca să investești sume mari de bani. Se mai fac unele corecturi, se îmbunătățesc, aici mă refer la investiții. Se ajustează, să spun așa, unele fluxuri tehnologice, se mai completează cu mașini utilaje, se schimbă cele de ambalat, deci ar fi un potențial și pentru cei care doresc să vândă inputuri pe această filiere. Domnul Coșocaru, până să ajungem la cauzele acestor reticențe, eu identific câteva. Aș vrea să, pentru că am vorbit de lapte materie primă, să faceți o referire la calitatea laptelui materie primă. Ce înseamnă calitate? Trebuie să în afară definim de norme. Deci normele ai legislație, deci normele europene privind standardele de igienă ale laptelui, și aici mă refer la numărul total de germe și numărul total de cele somatice, pentru că din 2007 tot vorbim despre ele, iar din 1 ianuarie 2014 nimeni nu mai are voie să proceseze lapte care nu este conform standardelor europene, dar în marjă de 5% pentru brânzeturi cu perioadă lungă de maturare. Vorbim de calitate, pot să spun parametri minim fizico-chimici, adică un lapte undeva 3, mă opresc la 3, nu spun 3,2, dar spun 3 proteină și grăsime undeva la 3,7, minim 3,5. Faptul că a crescut colectarea, bine, e un semnal pieței până la coadă, înseamnă că și producția primară a fost la cote ridicate, s-a încadrat în parametri. Noi ne interesează ca acești parametri fizico-chimici ai laptelui, grăsime, proteină, să respecte o normalitate și să aibă repetabilitate în livrări. Adică, nu astăzi îmi dai un lapte cu 3,8 și mâine îmi dai cu 3,2, iar cu densitate mică, adică nu mi l-ai falsificat. Da. Nu mi-ai pus apă, nu mi-ai pus conservanți în el, nu mi-ai pus... Sunt foarte multe substanțe chimice care se pot pune în lapte pentru a falsifica, să spun așa, acești parametri fizico-chimici. Dar să nu uităm că majoritatea, și aici spun peste 90% de procesatorii români, au aparatură în laboratoarele proprii care pot depista aceste falsuri. Și mai ales că noi facem 3 tipuri de analize. Le facem pe autocontrol, deci în laboratoarele proprii, le face și Direcția Sanitar Veterinară și le mai facem și la un laborator terț pentru control încrucișat. Am spus acest lucru, am precizat ca fermierii să înțeleagă că acel lapte pe care el livrează este verificat în 3 surse, cum se spune. Am pus foarte bună observația dumneavoastră, însă am pus această întrebare și pentru ca telespectatorii consumatori să înțeleagă odată pentru totdeauna că ce se produce aici este de calitate și să nu mai ia aminte la toate prostiile care... În special la produsele proaspete, când spun produse proaspete și mezofile fermentate și așa mai departe, deci lapte consum, sana, chefir, lapte bătut, iaurturi. Aici nu ne jucăm și nu se joacă nimeni, pe de o parte, cu calitatea și falsificarea produsului la materiei prime. Pentru că se fac analize pe aflatoxină, dioxină, metale grele, și aici mă refer la oxizi de plumb, mercur și așa mai departe, dar și pe rezidurile de antibiotic, sodă, și deci acele povești care se spuneau cu 10-15 ani în urmă, nu mai țin, sunt doar mituri, pentru că analizele se fac, aparatură există. Numai cei care
doresc să fenteze un pic calitatea produsului finit sau să reducă din cost sau să falsifice un produs cu rea intenție, aici deja este fraudă alimentară. Și intrăm în altă zonă. Intrăm pe regulamentul 882, da. Orice falsificare de produs sau substituire de produs în intenția de a vinde produsul cu un preț mai mic sau de a păcăli consumatorul este reglementat european pe regulamentul 882, 1169 și 625 și de aceea spun, auzim în presă în această perioadă foarte multe povești cu calitate duală, o travă, falsificări și așa mai departe. Să mai amânăm puțin tema ca să revenim la reticențe. Nu cumva reticențele posibililor investitori sau celor care și-au anunțat intenția de a investi în zona de procesare a laptelui, reticențele astea vin și din cauza, eu știu, atmosferei economico-sociale din România? Dacă ar fi doar atmosfera economică, politică, socială, ar zice, mă, să-i lăsăm să vorbească ei pe la televizor, să se certe acolo, să bată, poate să-și dea și în cap, dar în momentul în care rezultatul este o modificare legislativă haotică sau o propunere legislativă haotică sau modificarea codului fiscal de pe azi pe mâine și aproape în fiecare zi, tu ca și investitor zici, băi, aștept să se așeze lucrurile? Să fie mai multă transparență și predictibilitate, pentru că aici nu e joc de noroc. Deci mediul de afaceri în România nu trebuie să fie ca la ruletă. Și nu investesc pentru 3 luni, investesc pentru o viață. Este, cum să spun, niciun țăran nu-și pune sămânța în pământ până nu ară, seamănă și are un anumit istoric și experiență pe cultura respectivă. Nu aruncăm semințele pe șosea, pe asfalt și vedem noi dacă iese, dacă nu iese. Deci mediul de afaceri trebuie să devină predictibil, transparent pentru a atrage investitori. Nu ne apucăm și dăm cu pietre și vorbim tot felul de lucruri trăznite, pot să-i spun așa, politicienii au început să spună lucruri trăznite, care totuși îți creează un ecou. În mediul de afaceri european, când un politician iese în mass media și face unele declarații, se bazează, domne, și asumă o responsabilitate. Știe ce spune, știe pe ce se bazează. Dar noi românii am tratat puțin superficial ieșirile astea în presă și aruncatul cu noroi. Că totul e rău, noi suntem răi, suntem fraudă, că falsificare de produs și așa mai departe. Vi se pare că asistați la o anatemizare a investitorului român? Nu, eu cred că e foarte multă irresponsabilitate în declarațiile astea politice, mai ales pe chestia de populism, care are un impact emoțional în societate, dar cred că totuși s-au depășit limitele. Păi s-a spus încă, suntem de-abia la începutul celor 2 ani electorali. O să avem de tras din punctul ăsta de vedere. Da, dar să nu uităm că există viață și dincolo de alegeri, și dincolo de politică, și dincolo de europarlamentare. Pentru că acum la alegerile europarlamentare am asistat la o bătălie, parcă ar fi ca parlamentarele naționale. Deci nu să vorbesc despre subiecte pur europene, să vorbesc mai mult despre cele locale. Mai ales că se confundă foarte mult, se vorbea de subvenții, se vorbea despre calitatea produsului european. Să nu uităm că România a avut nevoie de perioadă de preaderare tocmai pentru a-și corecta derapajele privind calitatea și siguranța alimentară. Și pentru a se alinia la regulamentele europene. Deci nu Europa ne-a impus ceva, a spus, dacă doriți să veniți cu produse pe piața comună europeană, trebuie să respectați aceste norme de calitate privind standardele europene, privind etichetarea și informarea consumatorului, adică să respectați regulamentul 1169, să respectați normele sanitar-veterinare de igienă, conform regulamentului 853, să vă supuneți unui program strategic de control și așa mai departe. Eu cred că românul, ca și consumator, dar și politicienii, au uitat că unele autorități de stat în România au fost înființate tocmai pentru a corespunde autorităților Uniunii Europeană, unde există un pod. Deci, ANSVSA-ul din România are un corespondent la nivel de Bruxelles și un corespondent în toate țările europene. ANPC-ul din România are un corespondent la Bruxelles. Deci, aceste autorități, noi am avut instrumentele în ultimii, să spun, 10 ani, 12 ani am avut aceste instrumente de control și monitorizare. Există rapoarte de audit al DG Sante pe România. Nu putem să spunem că acum a apărut
calitatea duală, cu ghilimele și pun ghilimele, acum au apărut această fraudă alimentară sau substituire de produs și așa mai departe. Ele au fost verificate, că nu s-au făcut public, că nu s-a făcut atât tamtam pe ele, nu a fost cazul. Au avut alte subiecte în campaniile electorale. Dar eu cred că ANSVS tot timpul a verificat și a monitorizat. Și vă dau un exemplu. În luna iulie 2018, ANSVS împreună cu autorități europene au verificat aproape 80% din procesatorii de lapte, iar pe ordinul 111, cei înregistrați, vreo 300 ceva de agenți economici. Adică fermieri care lucrau cu materie primă din propria fermă. Da. Nu s-a văzut în mass media să vină să spună, fraților, ați verificat câți au fost albi, câți au fost negri. Deci, verificările se fac. ANPC-ul, la fel, tot timpul e la raft, verifică, somează, amenzi, marfă retrasă la raft. Acum, dintr-o dată, parcă, Doamne, e calitate duală, e nebunie. Un moment, domnul Coșocaru, dar ce te faci în momentul în care, deși ai regulamente europene, deși ai legislație, deși ai instituții naționale în cooperare cu cele europene... În sub ordinea Guvernului României. Sub ordinea Guvernului României. Așa, vine câte unul și care zice, nu mă interesează, trebuie făcut așa. Tu, ca investitor, Ce faci? Tu când știi că ți se bagă pe gât un proiect de lege și se dorește a fi lege care încalcă legislația europeană și națională și care zice că te amendează cu 4% din cifra de afaceri pentru cauze total neidentificabile? Întotdeauna mi-este teamă de legea ambiguă. Iar în ultimii ani am observat că se practică această lege, ca legea să fie în coadă de pește. Dom'le, o să facem norme de aplicare. E intenționat cumva? Nu pot să... Sau e prostie? Nu pot să spun eu dacă este una sau alta. Eu fac constatări. Nu pot să dau să zic, eu cred că este așa. Eu observ ce se întâmplă. Și aici am avut legea 88, a etichetării laptelui, legea 192, care e tot a etichetării laptelui, dar nu știu dacă o completează pe cealaltă. Dacă eu vin acum și am citit inițiativa legislativă pe calitate duală la articolul 3, unde e foarte ambigu. Deci spune, produse cu compoziție semnificativ diferită cu motivare nejustificată. Din punct de vedere juridic, și vin și întreb, cum vor demonstra, pentru că mai ales că comerciantul am înțeles că o să fie responsabil de asta, îl acuz pe ăla că producătorul a avut calitate duală, dar tu nu ai la raft decât un singur exemplar, nu ai cu ce să compari. Te duci în țara respectivă și trebuie să spui că acela nu e produs diferit, ci același produs, dar cu compoziție diferită. Ce înseamnă compoziție? Deci dacă nu vrem să facem ordine, dacă vrem într-adevăr și ținem la sănătatea consumatorului și la drepturile consumatorului, trebuie să avem o lege clară, simplă și ușor de aplicat. Pot să dau un exemplu? Din altă zonă, băutură răcoritoare, care în Occident și în Statele Unite are un conținut mai mare de zahăr, pentru că așa place băutura aia oamenilor de acolo, iar în România are un conținut mai scăzut de zahăr. Lucru care și produsul este ceva mai sănătos aici. Haideți să fim și mai plastici. Îl amendezi pe comerciant că vinde acel produs în România și că nu seamănă cu cel din Statele Unite? Dar poate el nu are posibilitatea să aducă celălalt produs. Da. De exemplu, ăla are exclusivitate pe piața din România sau piața din Europa. Da, cu atât mai mult cât sunt fabrici aici. Da, există și procesatori de lapte străini care fac marcă sub brandul lor la Botoșani. Da. Da? Ce fac? Pentru că laptele românesc diferă, să zic, pe compoziția proteică. Sau, nu știu dacă vorbesc limbi străine pentru unii politicieni, dar ca să poți să faci diferența între un produs și altul pe directiva europeană privind calitatea duală, trebuie să mergi în detaliu pe analize de laborator la tipologia proteinei. Nu vorbim aici de falsificare sau substituire de produs, că acolo e regulamentul 880 și fraudă alimentară și este amendă. Nu ai cum să dai 4% din cifra de afacere pe neconformitate de etichetare la regulamentul 1169, de exemplu. Deci se creează
o nișă pentru abuzuri și interpretarea legii. Fiecare va interpreta cum va vrea. Și aici spun de ambele părți, ca și inspectora NPC sau Direcția Sanitară Veterinară, cât și producători sau avocat în instanță. Deci dacă nu sunt atenți, vor crea haos. Iar în momentul în care se va duce buhul că în România e balamuc, e haos, nu va mai veni nimeni aici să investească. Deci de aia spun, multă atenție și responsabilitate în inițierea unor legi. Eu sunt acuzat că sunt părtinitor politic. Oricine ar fi la putere, dacă inițiază o lege ambiguă și creează haos, este dușmanul mediului de afaceri. Pentru că noi reprezentăm mediul de afaceri. Noi suntem permanent în opoziție și încercăm să corectăm unele derapaje. De aceea nu-mi place să ascult chestii populiste sau făcute așa peste noapte. Pentru că s-a redus foarte mult dialogul social. Ca să poți să ai o lege, să poți să o aplici și în Germania, și în Franța, că spune, voi sechestra marfa. O secundă. Dacă tu sechestrezi marfa unui agent economic străin, acela te va chema la Haga. Te va chema în justiția europeană. Și atunci cine va plăti? Statul român. Adică noi, din buzunarele noastre. De-aia spun să nu ne jucăm cu lucrurile sensibile. Dar pe acești oameni nu interesează pentru că defilează cu un sindat murdar în fața unor deștiutori. Nu pot eu să fac judecăți pe comportament politic. Deci aici eu, indiferent de culoarea politică, sunt români. Și eu cred că orice român, că e socialist, democrat, liberal sau ce mai este el, da? Trebuie să aibă grijă de acest mediu de afaceri. Pentru că politica nu e veșnică. Azi ești, mâine nu mai ești. Azi ești într-un mandat politic, mâine, poimine, poate ești mediu de afaceri. Și îți faci ție rău, ție și familiei tale, că suntem toți consumatori. Rămânem cu această idee și foarte frumos exprimată, Mezi. Trebuie să ne oprim pentru minutele de publicitate. Colegi, repede, publicitate, revenim în câteva minute.